unde s-ar putea ascunde oamenii în caz de apocalipsă. Regiunile care au ajuns pe o listă scurtă sunt extrem de diferite și surprinzătoare, dar toate au ceva în comun. Oferă garanția că omenirea ar putea supraviețui sfârșitului lumii. Islanda. Aceasta este de departe cea mai izolată țară din Europa, aflată la sute de kilometri de cea mai apropiată insulă. Acest aspect descurajându-i pe potențialii invadatori. Islanda este bogată în resursele necesare pentru a întreține viața umană. Este pusă în mișcare aproape în întregime de energie geotermală provenită de la numeroși vulcani activi de pe teritoriul ei. Apele din largul coastelor reprezintă cea mai bogată sursă de fructe de mare din întreaga lume. Așadar, în eventualitatea în care ați fi nevoiți să supraviețuiți pe insulă foarte mult timp, nevoile de hrană și căldură vor fi cu siguranță satisfăcute. Acest stat a trecut și printr-un colaps al sistemului bancar în timpul crizei economice, așa că locuitorii de acolo sunt destul de ușor adaptabili și optimiști, caracteristici esențiale în caz că vine sfârșitul lumii. Tristan da Cunha. La sud de Atlantic se găsește Tristan da Cunha, un arhipelag care este de altfel cel mai îndepărtat teritoriu locuit, situat la mai mult de 2000 de kilometri de cea mai apropiată fâșie de uscat. Populația din zonă abia atinge 300 de locuitori, așa că în cazul unui dezastru, sigur ar fi deschiși la acceptarea unor vecini. Aici oamenii aflați în dificultate ar putea face carieră în pescuit, cea mai folositoare îndelenicire în caz de apocalipsă. Guam. Guam este localizat în Pacific și găzduiește o prezență americană militară masivă, numai bună pentru a proteja locuitorii în cazul în care degradarea relațiilor ruso-turce ajunge la un asemenea nivel încât omenirea s-ar trezi în mijlocul celui de-al treilea război mondial. Acest loc nu are o economie înfloritoare, mai ales că majoritatea veniturilor vin din turism și din partea guvernului american. Chiang Mai. Tot ceea ce trebuie să știi despre acest orășel idilic din nordul Thailandei este că poate fi o casă extrem de bună în caz de dezastru, pentru că oferă multe posibilități de practicare a agriculturii. Un argument în plus este faptul că în vreme ce Asia de Sud-Est a fost timp de 10 ani centrul unor mari provocări, de la războaie la consum de droguri, masacre și frământări politice, Chiang Mai a rămas un simbol al păcii și stabilității. Acesta este un semn de bun augur, care sugerează că orașul ar putea să depășească orice atentează la liniștea umanității. Denver. Acest oraș are câteva argumente de partea lui. În primul rând, apropierea de importante rezerve de petrol, care asigură un element crucial pentru omenire, combustibilul. În eventualitatea unui război, acesta este cel mai ușor de apărat oraș din toată America, aflându-se cu o milă deasupra nivelului mării, foarte departe de aceasta și înconjurat de munți. Altitudinea la care este situat îl transformă și într-un loc tocmai bun de locuit în eventualitatea agravării încălzirii globale. De fapt, aceasta ar putea constitui chiar un avantaj pentru împrejurimile orașului Denver, transformând terenurile înconjurătoare în pământuri extrem de fertile. Antarctica. Antarctica este probabil unul din locurile cele mai ostile de pe glob. Tocmai de aceea este în același timp și locul perfect pentru a te ascunde în caz de apocalipsă. Dacă cineva reușește să ajungă acolo și să ia cu sine suficiente provizii pentru a supraviețui iernii extrem de geroase, mai departe, în timpul verii, se poate aventura în expediții, poate să vâneze și astfel să supraviețuiască până ce lucrurile reintră în normal. Despre război e foarte puțin probabil să vorbim în cea mai sudică regiune de pe Terra. Unul dintre cele mai mari dezavantaje apare însă odată cu accelerarea încălzirii globale. Dacă gheața se topește, aceasta determină creșterea nivelului mărilor, ceea ce devine destul de periculos pentru om.
Puncak Jaya. Această regiune muntoasă din Indonezia nu pare chiar cel mai ospitalier loc pentru a-ți petrece viața. Oricum ar fi, nu trebuie să uităm că în vremuri de criză, oamenii caută în primul rând să supraviețuiască, indiferent de condiții. Întâmplarea face ca cea mai mare mină de aur din lume să se găsească pe Puncak Jaya, ceea ce înseamnă că locuitorii din zonă ar putea să muncească din plin și chiar să devină comercianți. Mai mult decât atât, regiunea găzduiește și a treia cea mai mare mină de cupru de pe Terra. Cape Town. De pe țărmul african, acest oraș, al doilea cel mai populat din Africa de Sud, dezvăluie priveliști impresionante și porturi uimitoare. Chiar dacă lucrurile de pe pământ ar lua o întorsătură tragică, probabil că atmosfera din Cape Town nu s-ar modifica prea mult, păstrându-și aspectul netulburat. Situația economică din acest orășel nu are nicio legătură cu aceea a orașelor surori dinspre nord, iar influența vestică este aproape inexistentă aici. Berna. Elveția s-a dovedit fără îndoială un refugiu în trecutul sângeros al Europei. Berna este înconjurată de alpii elvețieni, care au și rolul de a proteja orașul, iar capitala ei este probabil cel mai bun loc de pe continent în care cineva se poate ascunde și datorită poziției sale diplomatice. Elveția este recunoscută pentru neutralitatea ei în raport cu cele mai tensionate conflicte care au loc în ultimele sute de ani. Așa că, tocmai datorită acestei poziționări, Berna ar putea fi locul ideal în care să te ascunzi în timpul celui de-al treilea război mondial. Terenurile agricole din Elveția sunt deja recunoscute drept unele dintre cele mai fertile din zonă, iar încălzirea globală nu va face decât să amplifice aceste avantaje. Tierra del Fuego. Modul în care bate vântul în această regiune o face ideală pentru evitarea precipitațiilor radioactive. Din nou, există beneficiul poziției extreme. Probabil că nimeni nu se va deranja vreodată să invadeze Tierra del Fuego. Yukon. Este cel mai vestic dintre teritoriile federale ale Canadei. Populația este destul de rară, iar în prezent, economia depinde foarte mult de guvern și de turism. În caz de apocalipsă, zona ar putea cu siguranță să susțină mici comunități care să poată să trăiască în prosperitate. Fauna este foarte bogată, astfel încât oamenii s-ar putea hrăni din vânătoare și din amplasarea de capcane, activități care ar fi extrem de populare și de necesare în anii imediat următori unei catastrofe globale. Pe măsură ce lumea civilizată ar reuși să revină la normal, în Yukon există o zonă prolifică pentru exploatarea metalelor rare, ce ar reprezenta categoric un avantaj. Și existența apelor curgătoare este un plus, pentru că acestea facilitează transportul. Kansas City. Indiferent ce se întâmplă în Statele Unite, probabil că orașul Kansas va rămâne în picioare. Nu este poziționat pe niciuna dintre cele două coaste, așa că locuitorii nu ar trebui să se îngrijoreze din cauza securității, invaziilor străine sau a creșterii nivelului mării. Este înconjurat de mult teren arabil, foarte potrivit pentru cultivarea cerealelor și pentru hrănirea animalelor. Kansas se află la intersecția unor rute feroviare importante, așa că transportul nu ar reprezenta o problemă, chiar dacă situația ar deveni foarte gravă. Să vorbim acum și despre cum să supraviețuim în pustiu și pe munte. Unul din cele mai importante lucruri pentru a supraviețui este apa. Corpul uman conține peste 70% apă, iar pierderea 15% din această cantitate cauzează moartea. Fără apă nu poți supraviețui mai mult de 4-5 zile. Corpul pierde lichid datorită căldurii, stresului, răcelii și oboselii, lichid care trebuie recompletat. Chiar și în locurile reci, ai nevoie de minimum 2 litri de apă pe zi ca să fii eficient.
Aproape în orice localitate de pe globul pământesc există apă într-o formă sau alta. Zăpadă, gheață, rouă și așa mai departe. Nu substitui apa cu următoarele lichide. Alcool. Acesta deshidratează și mai tare corpul. Urina. Conține substanțe periculoase pentru organism. Sângele. Este sărat și este considerat mâncare, dar necesită lichid în plus pentru a fi digestibil și poate transmite boli. Apa de mare. Aceasta accelerează deshidratarea și poate cauza moartea. Sunt multe metode de dobândire a apei. Vorbim de cazurile când nu este un râu, izvor, lac sau altă sursă naturală de apă. Metoda transpirației. Ai nevoie de un sac de plastic pe care îl îmbraci pe o creangă cu frunze. Ai grijă, copacul să nu fie otrăvitor. În caz contrar, apa nu este potabilă. Sacul trebuie strâns legat cu o coardă sau cu ceea în jurul crengii. După câteva ore, frunzele transpiră și apa se acumulează în sac. Într-o zi caldă de vară, poți strânge până la 3-400 de grame de apă dintr-un sac. Trebuie să folosești mai mulți saci ca să-ți acumulezi cantitatea necesară de apă. Strângerea de rouă. Dimineața de vreme sau seara târziu, legi o bucată de cârpă curată pe picior și te plimbi prin iarbă. Cârpa va strânge apa, adică roua din iarbă, și periodic o scurgi într-un vas. Desigur, este o metodă înceată, dar sigură. Mâncare. 30 de zile este perioada maximă ce poate rezista omul fără mâncare. Într-o situație extremă, veți avea nevoie de orice picătură de energie, unica sursă fiind alimentele. Resursele naturii vă pot salva în orice caz, doar trebuie să știi cum să le folosești. Nu mânca dacă nu ai apă. Organismul uman pentru digestie are nevoie de apă. Dacă apa este o problemă, mâncând te vei deshidrata și mai tare, ceea ce poate provoca moartea. Calculați distanța și timpul până la locul unde trebuie să ajungeți. Împărțiți mâncarea în felul următor: 2/3 în prima parte și 1/3 în a doua jumătate a drumului. Faceți o obișnuință să mâncați regulat în fiecare zi. Exemplu, o singură masă la amiază. Mestecați bine hrana ca organismul să o accepte mai ușor. În sălbăticie puteți mânca ceea ce dă natura: ciuperci, nuci, fructe, plante și rădăcini de plante comestibile, animale mici și mai mari, pești, șopârle, șerpi, melci și insecte. Aveți grijă cu ciupercile și cu fructele. Dacă nu sunteți siguri, nu mâncați. Rezultatul poate fi letal. Adăpost. Adăpostul trebuie să te protejeze de la ploaie, soare, vânt. Te ajută să supraviețuiești. În unele părți ale lumii, ai nevoie de adăpost mai mult decât de hrană sau apă. De exemplu, expunerea îndelungată la frig poate cauza oboseală sau slăbiciune, iar o persoană slăbită nu are dorința de a supraviețui. Cea mai comună greșeală în construcția adăpostului este că îl faci prea mare și căldura corpului nu reușește să-l încălzească. Un adăpost trebuie să fie destul de larg să te protejeze, dar trebuie să fie totodată și destul de mic ca să conserve căldura corpului tău, mai ales în zone climaterice reci. Tipurile de adăpost diferă după locul în care te afli. De pildă, în deșert, în junglă sau în păduri, de fiecare dată construiești altceva. Importanța focului. Omul modern nu apreciază focul. Focul în decursul istoriei a devenit mai mult un instrument ucigaș decât salvator. În zorii civilizației umane, focul era cel mai important lucru în viața omului. Pierderea focului era o tragedie pentru trib și se pedepsea cu moartea cel ce trebuia să aibă grijă de foc. Principiul de aprindere a focului este să începi cu crengi mici și subțiri, trecând treptat la mai mari. La început aprinzi hârtie, coajă de copac uscată, mușchi sau crengi de brad. Pe un timp scurt, ele dau o flacără puternică, de la care se aprind crengile de 3-5 mm grosime și apoi cele mai groase.
secretul e să pui lemnele treptat, de la cele mai mici la cele mai mari. Hârtia și crengile se aprind de jos în sus, nu invers, pentru că focul se răspândește greu de sus în jos. Arme. Cuțitul este regele armelor. Fără cuțit nu există supraviețuire. Cu ajutorul unui cuțit bun, poți face totul, sau aproape totul. Poți construi adăpost, poți face arme, poți să te aperi sau poți să vânezi. Fără el, ești un om mort în sălbăticie. Deci, dacă nu ai, lucrul cel mai important, să știi să faci unul din materiale care se găsesc în jurul tău. Sticlă, cutie de conserve, piatră tare, os, bucăți de metal. Toate sunt posibile materiale la viitorul tău cuțit. Orientarea după soare, după stele, după busolă. Cea mai simplă modalitate de aflare a direcției este să stai la 12 ziua cu spatele la soare, direcția nord fiind exact direcția care arată umbra ta. Sunt câteva reguli care merită reținute. Iarna, soarele răsare la sud-est și apune la sud-vest. Vara, soarele răsare la nord-est și apune la nord-vest. Primăvara, soarele răsare la est și apune la vest. Desigur, aceste reguli sunt valabile dacă te afli în emisfera nordică. Dacă ai spirit de observație bun, atunci știi că zăpada se topește mai mult în partea sudică. Tot în partea sudică a copacului este și mai multă smoală. Furnicile își fac mușuroiul în partea de sud a copacilor sau a casei. Scoarța mesteacănului este mai întunecată în partea de nord și mai deschisă la sud. Trunchiurile copacilor, pietrele și stâncile în partea nordică sunt acoperite cu mușchi. Supraviețuirea în teren muntos. Muntele, așa cum știm și din popor, are legile sale nescrise, pe care dacă nu le respecti, plătești, iar prețul într-o astfel de situație poate fi chiar viața. Pregătirea pentru a supraviețui în munți trebuie să se axeze pe faptul că mediul montan este unul extrem de imprevizibil. Vremea are caracteristici aparte. Într-o singură zi, la munte pot cădea mai multe tipuri de precipitații: ploaie, burniță, lapoviță și ninsoare. Temperaturile sunt mult mai scăzute și precipitațiile mai abundente decât în alte zone. Cu cât este mai mare altitudinea, cu atât mai scăzute temperaturile. O piesă extrem de importantă în mediul montan este sacul de dormit. Dacă nu există un sac de dormit, acesta poate fi improvizat din frunze uscate sau ace de brad. Nu te deplasa pe întuneric. Dacă nu ai mijloace de vedere pe timp de noapte, nu te deplasa pe întuneric, deoarece va crește riscul de accidentare. Nu îți construi adăpost pe văi. Așa cum am mai menționat, vremea în mediul montan se poate schimba extrem de rapid, iar formarea unor torente în urma precipitațiilor te poate surprinde. În caz de război, trebuie să stai adăpostit cel puțin 48 de ore și se poate prelungi până la săptămâni sau luni. Dacă ai provizii de alimente și o trusă medicală de prim ajutor bine pusă la punct, atunci mintea și energia ți se vor canaliza pe alte tehnici de supraviețuire. Fă-ți provizii de alimente neperisabile. Acest tip de alimente rezistă ani de zile. Alege elemente ce conțin mulți carbohidrați și stochează-le într-un loc răcoros, uscat. Aceste alimente sunt orez, grâu, ovăz, orice tip de cereale și semințe, fasole, miere de albine, paste, nuci, alune, migdale și așa mai departe. Fă-ți provizii în timp. Ori de câte ori mergi la magazinul alimentar, cumpără unul sau două elemente pe care să le adaugi în camera de provizii. În câteva luni de zile, ar trebui să fii capabil să stochezi alimente pentru a supraviețui o perioadă lungă de timp. Nu uita de conserve, și acestea sunt alimente utile în caz de război. Pentru supraviețuire în caz de război, fă-ți provizii de apă. Fără hrană știm că putem rezista mai mult timp, însă apa este un element ce nu trebuie să lipsească, așa că fă-ți provizii în recipiente de sticlă sau de plastic.
În caz de război, pentru a purifica apa de ploaie sau apa de baltă, poți folosi clor și iodură de potasiu, elemente ce ar trebui să le ai în kitul tău de supraviețuire. Tehnologii de comunicare. Printre tehnicile de supraviețuire se numără faptul că este important să poți fi informat de ceea ce se întâmplă. De aceea, din trusa de supraviețuire, nu trebuie să lipsească următoarele. Un radio. Încearcă să găsești un radio cu manivelă sau unul care funcționează pe baza energiei solare. Dacă ai unul cu baterii, ai grijă să ai baterii de rezervă la îndemână. Un fluier. Îl poți folosi pentru a semnala nevoia de ajutor. Telefonul mobil. Este posibil ca serviciul de telefonie să nu funcționeze, dar dacă funcționează, trebuie să fii pregătit să-l poți folosi. Pentru asta poate ar fi necesar să-ți achiziționezi un încărcător solar pentru modelul tău de telefon. Stoc de materiale medicale. Să ai câteva elemente medicale este vital. Pentru a completa kitul de supraviețuire, vei avea nevoie de o trusă de prim ajutor. Poți să-ți achiziționezi una sau o poți face singur. Vei avea nevoie de tifon steril și bandaje, unguent cu antibiotic, mănuși de latex, foarfece, pensetă, un termometru și eventual o pătură. De asemenea, este necesar un manual cu instrucțiuni de prim ajutor. Trebuie să știi cum să bandajezi o rană, cum să tratezi arsurile și stările de șoc, ce să faci în caz de fracturi sau luxații. În cazul în care iei un medicament specific în fiecare zi, e bine să te aprovizionezi. Fă rost și de alte lucruri necesare. Pregătește-ți o trusă de supraviețuire care ar fi indicat să conțină următoarele: o lanternă și baterii de rezervă, măști pentru praf, folie de plastic și bandă adezivă, saci de gunoi, rucsac, sac de dormit, haine călduroase, cuțit și provizii de chibrituri. În caz de atac nuclear, situația este mai sensibilă, dar există câteva tehnici de supraviețuire. Trebuie să știi că radiațiile sunt toxice și afectează organele interne. De aceea trebuie găsit în cel mai scurt timp un adăpost sigur, un adăpost mai special creat împotriva radiațiilor. Din fericire, la noi în țară există adăposturi antiatomice, construite înainte de 89, însă au fost lăsate în paragină. De asemenea, în caz de atac nuclear, sunt bune și tunelurile de metrou sau orice alte tuneluri, chiar și adăposturile construite sub pământ. Primul avertisment al unui atac nuclear va fi cel mai probabil un semnal de alarmă sau o avertizare, dacă nu va fi chiar explozia în sine. Lumina rezultată din detonarea unei arme nucleare poate fi văzută de la 10 de kilometri depărtare. În imediata apropiere a exploziei, șansele de supraviețuire sunt practic inexistente. Poți să ai șanse doar în cazul în care te afli deja într-un adăpost antiatomic care oferă o foarte bună protecție. Dacă ești la câțiva kilometri de explozie, vei avea aproximativ 10-15 secunde până când valul de căldură te va lovi. În niciun caz să nu te uiți direct la mingea de foc. Pe timp de zi poate provoca chiar orbire temporară, chiar și la distanțe destul de mari. Dacă nu poți găsi adăpost, caută o zonă de depresiune în apropiere și așează-te cu fața în jos, expunând cât mai puțină piele. Dacă nu ai nici această posibilitate, o tehnică de supraviețuire ar fi să sapi o groapă cât mai repede posibil și să te așezi în ea cu fața în jos. În cazul în care nu reușești să alegi una din aceste tehnici de supraviețuire de mai sus, atunci stai în interiorul casei sau apartamentului, dar numai dacă ești sigur că această clădire nu va suferi daune semnificative în urma exploziei. Dacă stai în interior, acest lucru îți va oferi o anumită protecție împotriva radiațiilor. Stai departe de ferestre, de preferință într-o cameră fără. O explozie nucleară va sparge geamurile chiar și la distanțe foarte mari. Ai grijă să nu fii înconjurat de substanțe inflamabile. Orice material pe bază de ulei sau nailon se va aprinde de la căldura exploziei nucleare. După explozie, stai în adăpost pentru un minim de 200 de ore, adică 8-9 zile. În niciun caz să nu părăsești adăpostul în primele 48 de ore.
Chiar și după aceste 8-9 zile, este indicată o expunere cât mai limitată, deoarece ar putea să treacă chiar 90 de zile până ce nivelul de radiații să scadă considerabil. Dacă România ar intra în război, mulți oameni ar avea de suferit. Fiți pregătiți cu tehnici de supraviețuire ca să suferiți cât mai puțin.